Salutare tuturor și bine ne-am reîntâlnit pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică BBB la, <coughs> pardon, la un nou video. Astăzi voi analiza patru companii și anume începem cu Hidroelectrica. <coughs> V-ați panicat mulți dintre voi luni când piața a căzut, dar după cum vedeți semnalul pe Hidroelectrica din partea mea era pe scăderea, așa că scăderea care a fost luni și panica pe care mulți dintre voi ați resimțit-o la începutul săptămânii era binevenită, mult așteptată din partea mea ca și analist tehnic, pentru că aveam nevoie ca prețul să mai coboare pentru a închide mie în acest caz pe hidroelectrica acest val 5 din valul C. Da, deci ca și idee pe hidroelectrica, încă mă aștept să mai coboare sau practic dacă o luăm așa, haideți să vedem dacă prețul va coborî, va ajunge la 119 ron și dacă va cădea ar trebui să ajung aici la 115. Dacă din această zonă prețul poate să coboare, dar nu sparge 119 și începe să urce. Avem clar semnal de creștere. Da, mult, uh, mulți dintre voi și cei care mă urmăresc pe Facebook, când spun dacă nu scade crește, uh, o luați la literan și mulți faceți mișto, că mai degrabă dai cu zarul, dar în spatele acestei, în, în spatele acestei fraze este o profundă analiză tehnică și cei ignoranți, cei răutăcioși, cei uh, vorba lui Esop din fabulă vul, uh, cu vulpea care nu ajunge la struguri, că sunt acri. Da? Dacă, repet, dacă prețul coboară sub 119, sparge acest nivel, mă aștept la 115 și de ei să urce. Dacă prețul coboară puțin, dar nu sparge 119, mă aștept să urce, da? pentru că face un alt, um, un alt um, maxim mai mari decât maxim anterior și atunci începe să crească. Deci aceasta ar fi scenariul meu pe hidroelectrica în următoarea perioadă. Rețineți că analiza este făcută pe graficul daily. Și undeva în această zonă, spre 115-119, vom vedea prețul va, mă aștept să întoarcă, să finalizăm acest val 5 din valul C. Uite așa, să vedem unde și când. Evident că dacă am semnal de intrare sau un semnal foarte conservator, poftim, vă mai dau un nivel, vă dau exact mur, vă mur în gură, da, o confirmare sau de schimbarea trendului și intrare long ar fi aici la 123, da? Pentru cei care sunt mai agresivi sau le vor să facă de ce a să facă pe această scădere, pentru cei care le tremură mânuța și le frică să nu pierdă bani, să aștepte închiderea prețului, o lumânare închisă peste 123 și șansele de uh, a câștiga sunt mai mari, da? Pentru că atât timp cât prețul se află sub 123, încă există posibilitatea ca prețul să coboare. Asta ar fi pe hidroelectrica, și pentru voi am mai pregătit MedLife. Pardon, pe aici, da? Evident că, dacă vă uitați în. Uite, nu am fost inspirat să vă arăt analizele anterioare pe MedLife. Am spus că prețul mă aștept să cadă, să-mi închidă mie acest val. Aici s-a încurcat, ori am greșit eu. Este C și apoi valul 4, da? 4 este principal, da, Ace și acesta cu roșu este val corectiv. Observați că din această zonă și uh, avem aproape un grafic similar, uite și aici vreun 32% creștere pe Medlife. Mă aștept în momentul în care acest val C din valul 4 uh, se va finaliza. Încă nu am o confirmare de trend long, nu am o confirmare de schimbare de trend, da? Încă suntem un în trend descendent care a început din 21 iunie sau măcar un mini trend descendent. Nu am nici cel mai mic semnal de long în acest moment. Da? Dar stăm pe fază, suntem cu ochii pe bedlock pentru că șansele ca să ne facă un profit frumos este destul de mare conform analizei tehnice. Bun, dragilor, dacă vă place acest video, vă rog să mi dați un like și cei care sunteți noi pe acest canal să vă abonați pentru a primi gratuit aceste videouri. Da și evident că din punctul meu de vedere, vă repet, nu aveți ce căuta în piață, indiferent că este Bursa de Valoare București, că e America, că e Crypto, că e Forex, dacă nu cunoașteți analiza tehnică, cumva voi intrați cumva la ghici pentru că nu știți exact când anume să intrați, nu știți confirmări de trend, nu, nu, aveți o strategie clară de intrare în piață și evident că eu din acest punct de vedere vă pot ajuta în cadrul programului meu de mentorat fi trader de succes și investitor de succes, da? în cazul de față, unde timp de șase luni de zile suntem zi de zi împreună. Dacă sunteți interesați să vă transformați viața din punct de vedere material, financiar, fie că tranzacționați pe BVB, fie că cochetați cu piața americană, dar vă este foarte frică, sau tranzacționați poate și pe Forex, Crypto, vă invit să urmăriți acest, aveți, veți avea acest link uh, al acestei uh, pagini de site-ul meu, în comentarii, vă rog să-l vizionați, să vizionați aceste materiale, video aceste recenzii ale membrilor care au finalizat programul meu de mentorat, oameni care au fost de la zero și am dus la succes și, cum spune și aici, succesul lor în trading a început după ce au participat la programul meu, la fel poate să fie și în cazul tău și mai mult ca sigur că așa va fi doar dacă ești hotărât și determinat să câștigi bani. Dacă ești, îndeplinești aceste criterii, apăsați pe oricare din aceste butoane roșii pe care voi le vedeți pe ecran, Aplica acum pentru o întâlnire, fie acesta, fie oricare dintre ele și vă programați la o întâlnire cu mine gratuită unde discutăm despre situația dumneavoastră să vedem ce, unde vă aflați pe cărarea către succes și vă apăsați pe acest buton, vă selectați una din zilele cu albastru da? și apăsați, de exemplu, nu știu, aveți timp miercuri la ora 1, dați click, vă introduceți datele și veți primi un e-mail de confirmare unde aveți linkul de conectare pe Zoom și tot ce trebuie să faceți este să confirmați că veniți la o întâlnire cu mine, atenție, doar cu mine. Bun. Ce vreau să vă mai arăt acum? Vreau să vă arăt două analize um, care le um, folosind anumite elemente de analiză tehnică care le predau în cadrul programului meu de mentorat, evident că aceste tipuri de analiză acum pe acest canal sunt extrem de diluate foarte, foarte uh, ușoare, să zic așa, și folosesc, să spunem, 1-2% din ceea ce predau, dar totuși, chiar și așa, iată că pe uh, ATB, uh, cu ajutorul acestei analize, uh, prețul uh, consider că va urca undeva spre 35%, Că de ce am trasat această zonă galbenă, de ce am trasat aici vă învăț în curs. Acest pattern poate între voi îl cunoașteți, dar și logica din spatele ei este absolut uh, foarte frumoasă. Vă predau în cadrul uh, programului meu de mentorat și iată cum cu ajutorul acestei analize, consider că putem face un niște bani foarte, foarte frumoși. Chiar dacă nu aplic Eliot așa cum am făcut cu uh, celelalte două uh, analize anterioare, Hidroelectrica și uh, Medlife. Și vreau să vă mai arăt încă o oportunitate de intrare pe uh, SMTL. În cadrul programului meu de mentorat, eu zilnic fac acest tip de analize, evident, mult mai complexe. Acolo, pentru că există material uh, informativ foarte uh, bogat și uh, la obiect, pe care membrii programului, cei care intră, îl vor primi imediat ce au intrat în program și se apucă de treabă, și deja încep să câștige bani. Ați văzut foarte multe recenzii ale oamenilor care au scos banii, care au investit în programul lor și implicit în educația lor financiară da, chiar una, o persoană chiar din prima a cumpărat BVB la 46, având la 72 și a scos banii și ați văzut că în recenziile acestea chiar acest domn spune că ia să vedem dacă l-am pus cumva aici da, acest domn spune că și-a scos de mult banii și că folosea chiar pe Medlife <gântu -i> intra și ieșea conform analizei tehnice și a scos banii și de acum este doar pe plus toată viața lui. Bun, și următoarea, următoarea analiză de acest gen, dacă vă place o să mai fac. Suntem pe graficul daily. Din nou, de ce am pus eu aici, de ce prețul s-a oprit aici, eu știam că va opri, de deci ce am trasat această linie, vă învăț în cadrul programului meu de mentorat. Ia să vedem pe această analiză, să spunem că prețul vrea să urce în jur de 35-37%. Repet, această analiză reprezintă doar 2-3% din valoarea informațiilor pe care le predau. În acest, această analiză pe YouTube reprezintă arăt ceva mai diluat, dar chiar și așa suficient încât să știu că prețul poate să urce frumos. Iată vreo 35% pe SMTL și cu vreo 30% pe pe ATB. Doar cu aceste două companii poți să scoți bani frumoși. Țineți cont că indicele beta are doar 20 de companii. Dacă analizezi pe toate și la fiecare faci o anumită randament, procente 15-20, nu numai că îți scoți banii pe investiții, care sunt timp de 6 luni, te învăț și îți predau o afacere la cheie. Afacerea este să devii un business trader, și această afacere, <coughs>, practic, este cea mai profitabilă, cea mai ieftină posibilă afacere din România, care prosperă și face enorm de mulți bani, inclusiv pe timpul crizei. Da? Și poți câștiga bani când toate firmele falimentează, tu toată viața poți să câștigi bani, indiferent de uh, contextul micro și macroeconomic. Da? că pică piețele, că pică companiile românești, americane, tu oricum faci bani. Și cum te învăț în acest lucru și repet, investiția este minimă, foarte mică în comparație cu <coughs> valoarea <coughs> programului și a informațiilor pe care le predau, plus know-how-ul meu, sunt mentorul tot timp de șase luni de zile și zi de zi să lucrăm împreună. Bun, Pentru foarte multe detalii, din nou vă invit să vă programați, să apăsați pe oricare din aceste butoane. Acest link îl, ve avea, îl veți avea în comentarii și ne întâlnim și discutăm despre situația voastră. Dragii mei, ce să vă urez, decât o seară o duminică seară frumoasă, deja este 8 și jumătate, acum am reușit să fac un video o săptămână plină de succese și în special financiare, dar țineți cont că numai și numai și numai analiza tehnică te ajută să câștigi foarte mulți bani. Da? Și dacă doriți bani, evident că vă pot ajuta cu soluția. Am o soluție pentru voi. Și vă aștept la o întâlnire să vă prezint. Bun. Uh, nu uitați să-mi dați un like și să vă abonați dacă sunteți noi pe acest canal. Și ne revedem cu bine uh, uh, săptămâna viitoare la un nou video. Toate cele foarte bune!